Mutarea într-o casă nouă pentru unii poate fi frustrantă, mai ales dacă aceasta nu este chiar nouă sau întreținută bine, iar gândul de a face noi reparații și curățenie îngrozește pe mulți. Însă pentru Josh, Feren a fost o adevărată provocare, când a făcut mare descoperire în noua casă și a dat seama că este cea mai bună alegere din viața lui. Salutare, dragii mei! Cu voi este Ion și sunt fericit să vă revăd din nou pe canalul X-Show. Astăzi îți prezint descoperirea unui tânăr care l-a făcut putere de bogat după cumpărarea casei. Haideți să începem! Casa pe care a achiziționat-o era prima casă a familiei, iar Josh era în culmea fericirii că a putut-o găsi la un preț foarte avantajos. Chiar dacă nu arăta tocmai bine, tânărul s-a gândit că nu este nimic complicat să facă un pic de reparație, iar cu puțin efort ar putea să o transforme într-un cămin primitor și confortabil. El împreună cu familia sa au decis totuși să cumpere această casă și erau foarte fericiți căci acum au un loc de trai numai al lor, unde puteau trăi în liniște și siguranță. După câteva ore după ce a cumpărat-o, Josh a decis să facă un tur prin toată casa, pentru a vedea de ce ar mai fi nevoie să repare înainte să se mute. Când a ajuns la garaj, și-a dat seama că a găsit locul perfect în care ar putea să-și facă un spațiu personal, unde să lucreze la pasiunea sa de artist și scriitor. Și în timp ce își imagina cum va așeza toate lucrurile pe pereți, s-a uitat în sus și a văzut un panou pe tavan care ducea în podul casei. A făcut repede rost de o scară, s-a urcat pe ea și a dat panoul la o parte, cu gândul de a vedea ce se află acolo. Pentru el, un pod era locul ideal pentru a duce decorațiune de Crăciun și alte lucruri folosite mai rar. Iar după ce a urcat în podul casei, a observat că locul nu mai fusese deschis de mult timp și a pornit în explorarea lui. A zărit în întuneric o cutie mare din metal, care era folosită pentru depozitarea muniției în cel de-al doilea război mondial și desigur că a deschis-o cu mare atenție și plin de emoții. În interior a găsit o grămadă de bani legați cu ață. La început s-a speriat, s-a urcat în mașină și a plecat spre soția sa pentru a-i da vestea cea mare. Iar mai apoi acesta a revenit și a continuat să exploreze podul, în care a mai găsit câteva cutii asemănătoare cu cea pe care o deschisese prima. Și la fel ca în cazul celorlalte a descoperit alte sume importante de bani. A luat cele 7 cutii și a mers la părinți unde a numărat împreună toți banii. Josh, soția, copiii, precum și părinții, nu mai trebuiau să-și facă griji în legătură cu facturile, căci au numărat mai bine de 40.000 de dolari în total. Acum aceștia trebuiau să vadă ce vor face cu toți banii. Deși suma era una tentantă, Josh a decis să înapoieze toți banii foștilor proprietari, considerând că este cel mai bun lucru pe care l-ar face. Proprietarul banilor era un tată a 6 copii care murise cu un an în urmă și care strânsese din greu banii pentru copiii lui, dar nu mai apucase să le spună că are o comoară în casă pentru ei. Fiul bărbatului care a murit a dezvăluit că nu-l miră faptul că tatăl său a ascuns acești bani, deoarece atunci când a vândut casa, ei au găsit bani pe sub pat și sub dulapuri. Iar voi, prieteni, ce ați făcut în locul lui Josh? Scrieți în comentarii dacă ați avut ocazia să descoperiți pe undeva bani ascunși sau mai vechi. Cu voi a fost Ion și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Iar dacă ați ajuns până aici, susțineți acest video cu un like. Vă doresc mult succes tuturor! Pe curând!